Salutare tuturor și bine v-am găsit! Astăzi suntem în 28 iunie și o să vă prezint lucrările pe care le fac eu aici la Castraveți. Asta pentru că au fost câteva persoane care mi-au cerut acest lucru, să arăt ce lucrări fac eu la ce am prin grădină și astăzi mă voi ocupa de Castraveți. Nu am făcut-o până acum, am evitat să fac intervenții de genul defoliere, copilire, pentru că în momentul în care fac o intervenție, automat există riscul de a se îmbolnăvi planta cu fiecare tăiere pe care o fac, așa că am ales să nu exagerez, să nu fac intervenții prea multe la castraveți. De asemenea, am plantat, țin să menționez faptul că i-am semănat de fapt aici foarte târziu și i-am semănat în seră. Nu este recomandat, desigur, să fie semănați castraveții lângă roșii, dar din lipsă de spațiu nu am avut unde altundeva, așa că am riscat și am pus lângă roșii. Acum, nu cunosc soiul, habar n-am ce soi este, dar eu sunt mulțumită de felul în care produc. Au legat până sus și nu i-am, după cum spuneam, nu i-am copilit și nici nu o să-i copilesc. Eu îi voi lăsa pe toți așa să crească cum vor ei. Singurul lucru pe care îl voi face este acela de a îndepărta frunzele afectate, frunzele îngălbenite și de a elibera zona de jos, de a defolia doar partea de jos. Acum, o să încerc să o iau dintr-un capăt. Frunzele care, spre exemplu, îmi ating mie pământul, o luăm de aici, din zona asta. Și voi îndepărta și rodul care este afectat. Nu mă deranjează că mi-atinge pământul castravetele. Se curăță și se consumă fără nicio problemă. Atât timp cât este sănătos, nu-l voi îndepărta. Eu, cel puțin, nu-l voi îndepărta. Eu nu menționez acest lucru, nu dau sfaturi nimănui, nu zic așa se face, eu zic așa procedez eu, pentru că m-ați întrebat cum fac eu. Eu în acest fel procedez, îndepărtez doar partea afectată și partea care este, spre exemplu, aglomerată, sunt frunze aici aglomerate pentru că nu am avut un spalier potrivit, am improvizat cu ață, așa, și ar fi trebuit să ne mai întindem noi în zona asta, dar nu am mai reușit acest lucru, așa că sunt cam îngrămădite aici. Voi îndepărta doar ce se suprapune, frunzele care sunt îngrămădite. Voi îndepărta frunza asta care este galbenă și cealaltă de jos. Asta o îndepărtez. Foarfeca am dezinfectat-o înainte cu apă oxigenată, înainte de a începe să fac defolierea. O îndepărtez și pe asta, ca să nu se suprapună cu celelalte. Și în interior aici, la fel, tot pentru a nu se aglomera. Atât timp cât castraveții leagă frumos și frunzele nu sunt afectate,
Nu văd rostul de ce să exagerez cu defoliatul, cu cârnitul, cu copilitul. Eu nu procedez în acest fel. O voi îndepărta și pasta. Am fertilizat cu când erau răsaduri, cu macerat din găinați de pasăre, cu macerat de urzică, cu drojdie de bere, soluția de drojdie de bere, și am stropit cu soluția de lapte. Ultima dată am dat cu lapte și eucalipt, pentru că eucaliptul este și fungicid și insecticid în același timp. Iar laptele, bineînțeles, este un fungicid natural, nu o spun eu, o spun experții care au studiat și au constatat acest lucru. Aici o să îndepărtez doar ce este afectat. Și, după cum spuneam, frunzele care mi-a ating mie pământul, să încerc să elibereze zona de jos cât mai mult. Nu am făcut acest lucru să nu mi se îmbolnăvească, n-am făcut-o mai din timp, să nu creez portițe de boli, ciuperci. Nu a fost intenția mea să tai acest vârf, din păcate am făcut-o în timp. Jos aici mi-atinge. Și partea asta o să o îndepărtez pentru că s-a îngălbenit frunza. Avem și căpșuni lângă, tot la fel, din cauza faptului că nu avem spațiu, am îngrămădit și noi unde am găsit un pic de loc, lângă căpșuni am pus castraveții. Că sunt compatibili sau nu, rămâne de văzut dacă este o asociere favorabilă sau nu. O să îndepărtez și frunza asta, care este destul de măricită aici. Asta doar ca să aerisesc un pic zona de jos. O să-l las pentru că am rod. Îl îndepărtez doar partea asta, doar pentru că frunza este afectată. Da. Și mai departe, dragilor, nu voi insista decât
rodul care este îngălbenit, îl îndepărtez și mă uit cu atenție să văd dacă nu cumva mai am frunze îngălbenite care să fie cazul să le aici o să îndepărtez pentru faptul că sunt îngrămădite. Această frunză. Bun. Și cam atât, dragilor. Nu. Am mai văzut aici. O să îndepărtez și partea asta și asta. Și aici asta. Atât. În rest nu mai intru, nu mai intervin. O să las să crească cum vor ei aici. Nedefoliați, necopiliți. Au rod. Am mai și cules. Asta o să-l iau pentru că nu-mi plac prea măricei. Îi prefer mai micuți. Și o să-l iau pe ăsta căci e mai bun acum de consum. Și mai departe nu mai intervin, îi las să crească necopiliți, nedefoliați. Lăstarul îl las să crească pentru că el are aici a produs și mai are și aici iarăși fiecare lăstar în parte. Îmi mai face rod. Au legat până sus. Și mai sus. Da. Cam atât, dragilor. Astea sunt lucrările pe care le-am făcut eu aici la castraveți. Nimic în plus. Nu e cazul să intervin mai mult acum, doar în momentul în care consider eu că s-au îmbolnăvit, s-au îngălbenit și e cazul de defoliere sau de copilire. Atât timp cât mie îmi leagă până sus și cât timp frunza este sănătoasă, nu consider necesar să vin cu alte intervenții aici. Bun, vă mulțumesc mult pentru atenție, vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Până atunci vă doresc multă sănătate și spor la treabă să aveți. La revedere!